Bun găsit, doamnelor, domnilor! Premierul lansează un avertisment pentru parlamentari și spune că bugetul pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială. Orban și-a asumat răspunderea în Parlament pe mai multe legi, printre care și plafonarea veniturilor. De acum înainte are opoziția 3 zile la dispoziție să depună moțiune de cenzură. PSD a anunțat însă că va sesiza Curtea Constituțională. Cu detalii vine colega mea, Mădălina Petre, care este în Parlament. Mădălina, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Aproximativ o oră a durat ședința de plen reunit, o ședință în cadrul căreia premierul Ludovic Orban a prezentat cele 3 legi pentru care vrea să își asume răspunderea. Ei bine, una dintre aceste legi vizează legea plafoanelor, moment în care premierul Ludovic Orban a lansat un avertisment extrem de dur chiar de aici, de la tribuna Parlamentului. Asta pentru că Ludovic Orban a spus cu subiect și predicat că în momentul de față situația României este extrem de dificilă și la anul trebuie aplicată atât legea pensiilor cât și legea salarizării unitare și în paralel știm foarte bine și aici în Parlament s-au adoptat o serie de proiecte de lege care generează cheltuieli suplimentare și spunea Ludovic Orban în acest context că bugetul României nu mai poate suporta nicio altă cheltuială suplimentară, asta pentru că dacă se va ajunge într-o astfel de situație, atunci va crește și mai mult deficitul României și nu mai pot fi asigurate alte cheltuieli vitale. În același timp, o altă lege pe care și-a asumat răspunderea premierul Ludovic Orban aici în Parlament vizează creșterea vechimii pentru a intra în magistratură de la 2 la 4 ani și imediat după ce a făcut acest anunț premierul Ludovic Orban aici în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, ei bine, a venit o reacție extrem de importantă din partea celor din Partidul Social Democrat. Asta pentru că socialdemocrații s-au declarat extrem de nemulțumiți de această asumare de răspundere pe care a făcut-o Ludovic Orban și spun socialdemocrații că vor depune și o sesizare la Curtea Constituțională. În același timp, partidele de aici, din Parlament, mai au un drept pentru a se opune într-un fel demersului făcut de premierul Ludovic Orban și asta pentru că, potrivit Constituției, din acest moment, partidele au la dispoziție 3 zile în care pot depune o moțiune de cenzură. Însă, cel mai probabil, nu se va întâmpla acest lucru pentru că a anunțat chiar președintele interimar al Partidului Social Democrat că, cel puțin deocamdată, socialdemocrații nu vor să depună o moțiune de cenzură. Bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială suplimentară. Orice cheltuială suplimentară care este rezultatul adoptării unor legi va duce la creșterea deficitului sau la imposibilitatea de a efectua cheltuieli vitale pentru dezvoltarea economică a României, finanțarea obiectivelor de infrastructură, cheltuieli vitale pentru dezvoltarea localităților. V-am spus lucrurile astea ca să reflectați, poate, când vor mai veni proiecte de lege, indiferent de cine sunt inițiate ele, să vă gândiți că este aproape imposibil să mai continuăm cu acest sistem în care venim cu proiecte de legi fără să identificăm sursele de finanțare.